O rachetă a căzut într-un oraș egiptean aflat la granița cu Israelul și a rănit 5 persoane. Încă nu au fost făcute publice informații cui ar fi aparținut această rachetă, iar până acum nici armata Israelului și nici Hamas nu au făcut declarații în acest sens. Rachetă care s-a prăbușit în Tabar provenit din conflictul din Gaza și a căzut peste o clădire rezidențială. Așezarea turistică e situată la Marea Roșie, la nord-est de peninsula Sinai, unde se află un punct de frontieră cu Israelul. Explozia din Taba arată din nou riscul cu care se confruntă Egiptul și alte țări din regiune pe măsură ce luptele se intensifică între Israel și Hamas. Guvernul egiptean și-a asumat un rol activ în negocierea accesului la ajutor umanitar pentru palestinieni și încearcă să asigure eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, precum și încetarea focului. Însă distanța mică față de Gaza a expus teritoriul egiptean mai multor incidente de securitate.